Valeriu Iftime în extaz după ce Fece Botoșane a învins una dintre cele mai importante echipe ale Superligii. Fece Botoșane a învins CFR Cluj, iar finanțatorul grupării din nordul Moldovei și-a recunoscut greșelile flagrante făcute în debutul actualului sezon. Tot ce am adus în vara trecută, în era de tristă amintire a lui Marius Croitoru, am dat afară. Am fost surd, îmi spunea Daniel Șchiopu. Nu poate, aoleu, ai dormit, Iftime. Morți am fost și am înviat, pierduți am fost și ne-am regăsit, proști am fost și ne-am deșteptat. Eu am greșit enorm, m-am trezit la momentul potrivit, a declarat Valeriu Iftime. De asemenea, finanțatorul din nordul Moldovei a vorbit în termen laudativ despre jucătorii aduși în această iarnă pe municipal. Miron este, pun trei pius, cinci mutombu și cred că mai pun și un daua și faci un Miron din ei. Lângă Miron o să crească toți. Burcă era copilul lui Miron. George a venit la mine când avea ofertă din altă parte. Mi-a spus că vin pentru că atunci când am avut o ofertă bună, mi-ați dat drumul. Îi mulțumesc mult lui și lui Filip Benzar, ce înseamnă un fotbalist care dă o pasă bună, a adăugat patronului Fece Botoșani. Până la închiderea perioadei de mercato, Valeriu Iftimeș dorește ca la Fece Botoșani să mai vină un vârf de atac și un portar. Finanțatorul este dispus să ofere sume cu 4 zerouri pentru fiecare dintre acești jucători.